Da, am revenit în direct dosar de politician, discutăm în continuare despre gunoaiele României. Vedeți imaginile zilei, președintele Iohannis la o acțiune organizată de un ONG, Lezuit România, strânge gunoaie de pe albia râului Argeș. Este o imagine, sunt imagini atât de dezolante. Bun, în esență ele sunt, cum să spun eu, încurajatoare. Așa face un șef de stat, așa este o modă printre liderii Europei și liderii civilizați să participe din când în când la asemenea mișcări. Problema este că România, deci asta nu este excepția ce vedeți aici pe râul Argeș, este regula, din păcate, pe cursurile de râuri din România. O mizerie, o poluare și cum să spun eu, un val de gunoaie, da, care practic a cuprins România. Iar problemele sunt mai multe, de la mizeria și gunoaiele din orașele României, de la gropile de gunoi neconforme și ilegale, de la arderea de deșeuri, de la importul de deșeuri, da, aduse în România și arse în mod ilegal pe diverse, de la diferite șmecherii pe care le fac mafioții din domeniul deșeurilor, da, pe lângă faptul că iau deșeuri din construcții, amestecă cu deșeuri menajere. Fac tot felul de, se numește în limbajul lor, tot felul de asta, cum îi zice, de tortulețe de asta, da, amestecă gunoaiele, le pun în balastiere, le depozitează pe gropi ilegale. Capitala României, o aglomerație urbană de vreo 4 milioane de locuitori, stă în două gropi, ambele cu mari probleme. Groapa de la Iridex, da, al lui Corneliu Pascu, fostul senator de la PC, al lui Dan Voiculescu, și groapa bombă, otrava Bucureștiului, groapa de la Glina. Da? O să vedeți informațiile și imaginea cu președintele României și o să vedeți după aceea niște informații în exclusivitate apropo despre infestarea cu metale grele ale apei freatice din capitala României. Deci apa din subsolul Bucureștiului este contaminată grav cu arcizi și cu metale grele de la groapa de la Glina și groapa de la Iridex. Colac peste pupăză avem informații că pe la Agenția de Protecția Mediului, care are un nou șef, George Gârbacea se numește, la această agenție se fac presiuni ca aceste gropi ilegale și Iridex-ul și Glina să funcționeze în continuare. Deși sunt supradimensionate, sunt surse de poluare groaznică lângă aceste gropi și în Chiajna, în nordul Bucureștiului, și în zona de sud, sud-est a Bucureștiului, la Glina, locuiesc oameni la mai puțin de 100 de metri lângă aceste bombe ecologice, cum să spun, neînchise, nerezolvate de autoritățile statului. Discutăm de corupție, șpagă, incompetență, prostie, foarte multe interese. Într-un context, repet, de țară mizerabilă, da? Asta este România după un an și jumătate de pandemie, o țară mizerabilă, infestată de gunoaie. Cum îl vezi, Stelea Negra, pe președintele Iohannis punând gunoaiele în sacii ăștia? Da, e un gest evident, lăudabil, dar cu o floare nu se face primăvară, da? Nici cu E 1.000 de voluntari. nici cu. Nu Nici, poți culege gunoaiele a milioane cu de români, siguranță. da? Ar trebui ca toată această acțiune să fi fost concertată. Guvern, Parlament, foarte multe ONG-uri, să dai un semnal puternic, pe lângă autoritățile, cum să spun, cele care, de la poliție până la procuror, da? Domnule, vedem care e legislația. Avem o dezbatere publică, vedem ce Da. mai facem în O plus să vedem imediat documentele de la la această legislație, pentru că direcția. nesimțirea trebuie pedepsită, ia să-i Sunt simplu. documente, toate instituțiile au documente. O să vedeți un document oficial de la DSP, Direcția de Sănătate Publică Ilfov, care a măsurat și a văzut că apa freatică din București este infestată de gropile de la Glina și de la Chiajna. Metale grele. Sunt documente oficiale statului român, le iau. Le bagă prin fișete, prin birouri, mușamalizează, fac ciocul mic, probabil și își bagă niște șpăgi în buzunar, da? Ca să-i ajute pe mafioții ăștia care depozitează ilegal sau vor să le deschidă ilegal gropi care au fost închise acum 2-3 ani de zile, da? Pentru că afacerea asta urât-mirositoare este foarte profitabilă, da? Din gunoaie,
tot spectrul de business al gunoailor este extrem de profitabil. N-ai vrea să știi cât câștigă, de exemplu, apropo de gunoaie, cât câștigă o vidanjă dintre asta, o mașină în anii 70, o vidanjă în aia pe an într-o localitate limitrofă din București. Vorbim de sute de mii de euro la negru, da? E o afacere extrem de profitabilă, da? Inclusiv dusul gunoaielor, căratul cu mașini la negru. Dusul, și apropo de prerogativele președintelui României, proximitatea o să trimitem și noi pe administrația prezidențială documentele dacă vedem că președintele este interesat de poluare și de protecția mediului și de aruncatul deșeurilor. Poate că este un subiect chiar pentru Consiliul Suprem de Apărare al Țării. Poluarea și, cum să spun, toată situația asta a gunoaielor care au împânzit România. Poate e o situație de siguranță națională. Să năsprească legea penală, să facă efectiv ceva. E frumos cu voluntari. Dar, repet, cum spunea și Stelian, 10, 1100 de voluntari nu rezolvă o problemă națională. Președintele Klaus Iohannis a tras un semnal de alarmă și a îndemnat pe oameni să respecte natura și să înțeleagă că gunoaiele nu trebuie aruncate la întâmplare. Iohannis s-a alăturat echipei Let's Do It Romania și alături de voluntari din această organizație au strâns sute de saci de gunoaie de pe malul Argeșului, în localitatea Ilfoveană de Răști. Ca să adunăm gunoaie aruncate de concetățeni de ai noștri care încă nu au înțeles, din păcate, că natura nu este groapă de gunoi. Pe drumul încoace, probabil ați observat, peste tot gunoaie, moloz, la marginea drumului și cred că este momentul să o spunem foarte clar și apăsat. Trebuie să acceptăm cu toții că marginea drumului nu este groapă de gunoi, albia râului nu este groapă de gunoi. Președintele țării a atenționat și pe primari. Le-a recomandat să fie pregătiți să se implice mai mult în campanii de colectare a deșeurilor și de asemenea să folosească cu atenție banii care vor veni prin PNRR în acest sens. S-a lucrat la Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR, și acolo este prevăzută o sumă foarte mare pentru astfel de măsuri de managementul deșeurilor, se numește în ziua de astăzi. Deci pentru centre de colectare, pentru organizarea acestor centre, pentru centre de reciclare și invit autoritățile locale să se pregătească și să aplice pentru acești bani. Da, situația este complicată. Ilfovul, acest județ agricol Ilfov, este în epicentru, până la urmă, poluării în România, că președintele a fost acolo. Bucureștiul, repet, produce sute de mii de tone de gunoi. Mare parte sunt aruncate aiurea. Criza, de exemplu, din sectorul 1 a fost generată tocmai de faptul că acea companie cu care se bate Clotil sau Clotil se bate cu compania, practic i-a fost sistat contractul de depozitare la groapă. Situația este următoarea. 4 milioane de oameni produc deșeuri în fiecare zi. Iar Bucureștiul nu are o groapă ecologică, nu are o groapă modernă care să ia și să depoziteze aceste gunoaie. Ambele gropi de gunoi din proximitatea Bucureștiului, Chiajna și Glina, Iridexul și Glina, sunt bombe ecologice efective și o să vedeți imediat documentul. Îi spun bună seara domnului Octavian Berceanu, l-am avut invitat și în aseară aici la Dosar de Politician. Știu că înainte să vedem imagini, avem niște imagini apropo de disperarea oamenilor care nu mai pot supraviețui, trăi cu aceste bombe ecologice în curte. Domnule Berceanu, bună seara! Explicați-ne ce vi s-a întâmplat astăzi. Am înțeles că ați fost subiectul unui incident. E mult spus de incident. Pur și simplu, venind de la mergând din București spre Mehedinți, am observat în Slatina o instalație care scotea destul de mult fum pe horn, un horn destul de înalt din zona Slatina, drept pentru care am deviat din drum să vedem care e instalația respectivă și ce se întâmplă de fumegă așa de tare la primele ore ale dimineții. Ajuns în proximitatea instalației, am găsit altă instalație mult mai mică care s-a dovedit a fi o topitorie de aluminiu care scotea și la foarte mult fum. Era o curte deschisă, un remat, și am întrebat la acel remat cum se poate ajunge la această topitorie sau unde este instalația, ca să o vedem și noi. M-am și legitimat, comisar general al Gărzii Naționale de Mediu, eram cu încă un comisar lângă mine,
pentru care domnul care era în acea incintă a început să urle, să țipe, să ne jure, să zică cum de el de pământ cu instituțiile statului și cum e el șef de clan. Am chemat 112, cum aș făcut orice om normal, și apoi colegii de la Comisariatul Județean pentru a investiga ce am găsit pe teren, respectiv cele două instalații care scoteau foarte mult fum. În urma controlului s-a dovedit că suspiciunile că acele instalații nu funcționau corespunzător au fost reale. Cele două entități, persoane juridice, și-au recunoscut vina și a fost încheiat un proces, două procese verbale de constatare, de contravenție și au fost date amenzi. Domnul cu pricina, în urma controlului avut acolo, am înțeles că n-avea nicio legătură nici cu firma. Nu era nici angajat, nici asociat sau patron al firmei respective. Pur și simplu era un om din spate care se ocupa de business. Și în România sat fără câini. Haideți să vedem, domnule Berceanu. Am încercat să luăm legătura cu colegul dumneavoastră Gârbacea de la Agenția de Protecție a Mediului. A spus că nu e în competența dânsului să discute despre situația deșeurilor și a depozitelor ilegale de deșeuri. Este responsabilitatea dumneavoastră. Domnul Gârbacea participă la diverse seminarii. Haideți să vedem ce spun oamenii din proximitatea Bucureștiului apropo de bombele astea ecologice. Avem un raport al Direcției de Sănătate Publică IRFOV care arată că sistemul de apă freatică al capitalei este infestat cu metale grele, la fel și solul din zona Chiajna și zona gropii de la Glina. Înțelegem că sunt o fel de șmecheri care doresc redeschiderea acestei bombe ecologice de la Glina. Haideți să vedem ce spun oamenii care trăiesc practic cu gunoaiele sub nas. Terenuri pline cu ceanură, otrăvuri și gunoaie toxice. Acuzație cu tot, că era o nenorocire. Când se schimbă politic șefii de la Agenția de Mediu pe țară și când vine unul nou, o ia de la capăt. Și încearcă să autorizeze groapa ori direct, ori sub masca stației de sortare. Pe toți îi atrage corupția și promisiunile făcute de cei de la groapă. Și încearcă să o deschidă, totul pe spatele nostru și pe sănătatea noastră. I-ați văzut pe oamenii de pe la Glina care au aflat că o să se redeschidă groapa de acolo sau este intenția asta. Beneficiază șmecherii de la Glina, de la groapa asta închisă de protecție, se pare, de la agenția, tocmai de protecția mediului. Este un document al Direcției de Sănătate Publică IRFOV, domnule Berceanu, din iunie anul trecut, din 2020, care spune negru pe alb că poluarea solului din zona respectivă, da, este, provine de la depozitul de deșeuri Glina și sunt depășiri în ceea ce privește metalele grele, stibiu, bariu, plumb, arsen, cadmiu, și că apa subterană, da, din probele prelevate din forajele executate de persoane fizice pe raza comunei Glina, provin
da, este, discutăm aici de poluare cu cianuri, sulfuri, arsen, azotați, azotici și produse petroliere. Și poluarea se datorează depozitului de la Glina și că există un impact specific puternic asupra sănătății populației. Ce știți de situația asta, domnule Berceanu, apropo? Și ce s-ar putea face ca gunoaiele Bucureștiului să fie depozitate conform legii, niște gropi? Eu înțeleg că Comisia Europeană de-a lungul timpului a finanțat, da, depozite ecologice integrate. Da, sisteme de management integrat al deșeurilor, acele SMID-uri. Ce pot să vă spun este că e nebinevenită dezvoltarea unor depozite de deșeuri conforme, chiar și conforme în proximitatea metropolei sau în metropolă, cum avem aceste depozite deocamdată, sunt înghițite de metropolă. Cum ne gândim noi că vom dezvolta orașul București sau alte orașe când avem aceste tot de gunoi în interiorul lor? Este imposibil și nu văd viitor acest punct sortare pentru fracția uscată, care să sorteze și să trimită mai departe către economia circulară deșeurile, dar fracția care nu se mai poate recupera trebuie scoasă din zona urbană și urbană. Bun. Asta se întâmplă în toate orașele lumii civilizate. Avem câteva soluții, câteva rețete la nivel european cel puțin, și pe acelea trebuie să le urmăm. Nu are sens să inventăm gropi de gunoi iar în oraș. Sau să le reautorizăm și așa mai departe. Domnule Berceanu, fac o paralelă, știu din experiență personală, în Germania, în zonele industriale ale Germaniei, acolo unde activau puternice combinate chimice în anii 80, statul german s-a îndreptat împotriva acelor combinate chimice și le-a obligat prin instanță să plătească ecologizări extrem de scumpe. Pentru că lumea spune, domnule, noi aruncăm gunoiul și gunoiul ăla, nu știu, merge la groapă și închidem groapa sau ne facem că o închidem și am rezolvat problema. Toate aceste gropi de gunoi, și știm din discuția de data trecută de ieri cu dumneavoastră, produc o infestare asupra apei și a solului. Solul și apa infestate se duc mai departe și, cum să spun eu, afectează viața oamenilor, da? Prin pânza freactică, prin sol și așa mai departe. Și afectează generații întregi. Nu putem să-i obligăm pe toți șmecherii ăștia care au operat aceste gropi de gunoi să plătească ecologizare, să le închidă, să facă operațiuni de ecologizare și de protecția mediului? Pentru că nu pot să dispară de la fața locului și după aceea să spună, bă, statul român rămâne cu mizeria pe cap și oamenii îmbolnăviți. Încă o dată, nu statul rămâne cu mizeria pe cap, ci cetățenii. Statul nu e un organism care să respire și să meargă la doctor. Noi respirăm aerul, bem apa și mergem la doctor în caz că ne îmbolnăvim. Trebuie să privim din acest unghi cât se poate de uman. Dezvoltarea gropilor de gunoi pentru generațiile următoare este un dezastru, e clar. Bun. În zona urbană, cel puțin. Deci, în ciuda acestui aviz negativ al DSP Ilfov, înțeleg că domnii de la Glina, cei care au operat groapa, fac în continuare presiuni la Agenția de Protecție a Mediului, la colegul dumneavoastră Gârbacea, înțeleg că este și coleg de partid, de la USR, pentru a autoriza groapa sau o stație de sortare acolo. Zicând, domnule, noi nu vrem să readucem groapa, adică să așa, dar vrem să facem o mică stație de sortare. Nu, dar să... e camuflat, nu? Da? Un camuflaj. Ce camuflaj? Ei, de fapt, vorbesc de stație de sortare, dar duc gunoiul acolo și sortează gunoiul, duc fracția umedă probabil în altă parte, iar grosul de acolo, când nu se uită nimeni, îl pun la loc în groapa respectivă, care chiar dacă e închisă, îl pun tot acolo. Bun. Deci, cam cât ar costa, domnule Berceanu, ultimă întrebare? Și aici e și situația de la Pata Râd. Înțeleg că primăria Cluj-Napoca închide marea pată de rușine a Transilvaniei, Pata Râd, sau a început niște operațiuni de a plăti închiderea gropii și ecologizarea gropii de la Pata Râd. Cam cât costă o asemenea operațiune de închidere și de ecologizare? Adică nu s-a de niște... de euro.
nu să arunci niște pământ, domnule Berceanu, să te faci că închizi o groapă și să plantezi iarbă verde, să spui, domnule, eu am plantat niște iarbă verde și am mai ecologizat. Pentru că infecția și mizeria, repet, se duce în apă și în sol. Da, aceste depozite conforme în momentul de față încă degajă miros, că degajă gaze de groapă și levigat 10-20 de ani de... În tot acest timp, 20 de ani, trebuie să mențin niște instalații în funcțiune care să proceseze gazul de groapă și prin osmoză să neutralizeze levigatul, ceea ce lichidul care se acumulează în groapă. E un efort mare, dar zicem că facem și acest efort. Ce se întâmplă cu orașul în zona gropii? El se dezvoltă, se duce încă 5-6 km dincolo de groapă. Va rămâne această groapă de gunoi ca o pată neagră, urât, mirositoare, în centru, între blocuri, între, în dezvoltarea urbană. Noi așa trebuie să privim. Nu am văzut un plan urbanistic metropolitan care să includă și periurbanul Bucureștiului, cum e normal de bun simț, cum se întâmplă în orice oraș din lumea asta civilizată. Mulțumesc. Un oraș pentru... are nevoie ca Bucureștiul de un plan urbanistic metropolitan, nu un plan urbanistic e general. E simplu, domnule Berceanu, îl sunați pe Nicușor Dan, colegul dumneavoastră, fostul președinte al USR, poate reușiți să discutați cu el. Discuția e este... foarte bine și dumnealui. Da, eu cred că toți oamenii de bună credință ar trebui să-și dea mâna și să facă front comun și să declare o toleranță zero împotriva acestor infracțiuni care vizează mediul, de la deșeuri, de la gunoaie, de la gropi ilegale, toleranță zero. Înțeleg că practic există și sprijinul președintelui României într-o asemenea acțiune națională, da? Să ne curățăm țara. Mulțumesc că ne-ați urmărit, nu mai avem timp de doamna Clotilde Armand, o lăsăm pe ziua de mâine. Repet, bubuie scandalul și acolo. Doamna Armand, 30 de secunde, înainte așa o opinie personală, cum vezi scandalul de acolo? Că înțeleg că acum urmărește pare... mafia din nou. Da, e multă victimită, mafia, doamna. Mafia sparge cauciucuri? Nu, mafia, mafia desumflă cauciucuri, nu le sparge, că am înțeles, era desumflat, doamne. Cu grijă? E prea multă grijă mafia. E prea multă victimizare și eu vreau să văd, domnule, dacă se poate rezilia contractul, vreau să văd un dosar în instanță. Deocamdată nu există un dosar de sau un dosar la DNA. În instanță. Sau mulțumesc. DNA. Da, mulțumesc pentru prezență. Ne revedem mâine ora 19 și chiar unde în personal. Aveți grijă de mediu, că e ca și cum ați avea grijă de sănătatea dumneavoastră. O seară bună în continuare, rămâneți pe B1 TV.